La nicio lună de la începerea noului an școlar au apărut și primele cazuri de pediculoză în unitățile de învățământ. Vorbim despre o școală din localitatea Band, județul Mureș, acolo unde zeci de elevi au fost găsiți cu păduchi. De teamă că și copiii lor ar putea lua acești paraziți, părinții au preferat să-i țină acasă până când problema va fi rezolvată. Cu toate acestea, specialiștii le recomandă să-i consulte periodic pentru ca școlarii să nu transmită și familiei. Deși trăim în anul 2024, pediculoza, așa cum este numită de specialiști, sau păduchii, așa cum îi cunoaștem cu toții, continuă încă să bage spaima în rândul părinților, dar și a copiilor. Asta s-a întâmplat și la o școală din localitatea Band, județul Mureș, acolo unde numai puțin de 29 de elevi din cei 900 au fost depistați cu păduchi. Ca și măsuri au fost... Inițierea tratamentului cu produse, cu medicație specifică, antipediculoasă, la domiciliu. Singura soluție este a le prescrie o rețetă cu un șampon antiparazitar și acasă părinții să îl administreze, să-l aplice și în condiții, bineînțeles, de siguranță. Părinții elevilor se tem să-i lase pe copii la școală, mai ales că cei mai mulți dintre elevii depistați cu păduchi ignoră tratamentul recomandat de specialiști sau, și mai rău, vin la cursuri fără a anunța conducerea unității de învățământ sau medicul de familie că sunt purtătorii acestor paraziți. Cât timp durează tratamentul pentru... Păi, normal, trebuie cel puțin 3 aplicații făcute și un control. Bineînțeles, trebuie și pieptănat și îndepărtat manual. Da, din cauza igienei, că părinții sunt nepăsători. Au apă de Mureș, așa-s ei. Nu-l interesează copiii. Odată ce vor termina tratamentul, elevii vor putea reveni din nou la școală, însă nu înainte de a fi consultați și de medicul de familie.